Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Mădălina Oprișan și voi fi gazda dumneavoastră în următoarea oră. Acesta este cel de-al nouălea webinar pe care îl organizăm împreună în cadrul programului ONG Online, proiect finanțat prin granturile SE 2009-2014, în cadrul programului FONG în România. Tot în cadrul acestui proiect, organizăm și prima caravană offline de tehnologie și săptămâna viitoare vom fi live la Iași, astfel încât dacă puteți ajunge în Iași pe 24 februarie, vă așteptăm cu mare drag la întâlnire. Să încerc să pornesc și prezentarea. Un moment. Pentru aceia dintre dumneavoastră care participă pentru prima oară la un webinar organizat de noi, dați-mi voie să vă povestesc câte ceva despre noi. Noi suntem Asociația TechSoup România, suntem un ONG, la fel ca și dumneavoastră, și oferim resurse de tehnologie pentru alte organizații non-profit. La noi trebuie să veniți dacă aveți nevoie de produse software, dacă vreți să fiți la curent cu noile tehnologii sau dacă pur și simplu aveți nevoie de sfaturi în zona de tehnologie. În plus, prin noi puteți avea acces și la programul Google pentru ONG-uri sau programul Office 365 pentru organizații non-profit. Dacă intrați pe www.texu.ro, puteți afla chiar acum la ce puteți să obțineți pentru organizația dumneavoastră în programul TechSoup. Și dacă tot vorbim astăzi despre Google Analytics, nu uitați că până pe 26 februarie vă puteți înscrie la Smart Grants, programul de asistență online pe care îl derulăm împreună cu echipa Google România. Vă anunț în premieră acum că prelungim termenul cu câteva zile. Avem foarte multe înscrieri și ne dorim ca toți cei care își doresc să fie parte din acest program să poată să se înscrie. Revenind la întâlnirea din această seară, mă bucur să vorbim astăzi despre Google Analytics. Alături de noi este Anabela Luca, cea care ne va învăța în seara aceasta ce înseamnă Google Analytics și cum ne poate fi de folos dacă suntem ONG. Anabela conduce agenția digitală Ad Lemonade, este trainer și consultant de marketing online. Are o experiență de peste 6 ani în această industrie și își dorește foarte mult să crească și să educe piața digitală din România. Ne bucurăm să o avem alături de noi și mulțumesc pe această cale pentru că a acceptat invitația de a veni la Școala Digitală pentru ONG-uri. Atât eu cât și colega mea, Elena Coman, rămânem împreună cu dumneavoastră pe chat. Dacă aveți întrebări pe parcursul prezentării, vă rog să ne le scrieți. Noi ne le vom nota și la final, în sesiunea de întrebări și răspunsuri, le vom citi cu voce tare pentru ca toată lumea să le audă. Așadar, o să-i predau legătura Anabelei, care intră în direct cu noi de la Sibiu. Anabela, sper că ne auzi. Bună, Madalina! Mă aud, Bună! voi mă auziți? Da, eu te aud foarte bine la București. Sper că și ceilalți colegi din țară ne aud. Vă rog să îmi dați un semn. Da, primim semnale că se aude foarte bine. O să te fac ca prezentator, Anabela, și eu o să rămân pe chat. Sigur, super, mulțumesc! Mulțumesc și eu. Se vede? Da, se vede. Super! Salutare tuturor! Numele meu este Anabela Luca și sunt gazda dumneavoastră în cadrul acestui webinar despre Google Analytics pentru ONG-uri. Este o bucurie și o onoare să fiu alături de cei de la TechSoup în cadrul acestui proiect pe care îl salut cu mult entuziasm. Și eu în timpul facultății am fost implicată în diverse ONG-uri, în ONG-ul facultății mele care se numea SSE pe vremea aceea. Am lucrat în ISEC ca și voluntar câțiva ani și cred că activitatea ONG-urilor este foarte bună pentru a susține societatea civilă și de aceea mă bucur tare mult să fac parte din acest proiect. Chiar ca și agenție de PPC marketing, susținem pro bono diverse ONG-uri în a se promova în mediul online și a primi diverse finanțări pe proiectele pe care le dezvoltă. Astfel că astăzi voi vorbi din experiența acumulată cu
cu acestea. Ca să ne cunoaștem mai bine, după cum spunea și Madalina, îmi place să susțin educarea pieței în ceea ce privește digitalul. Sunt partener Google Trainer în diverse programe Google. Aici vedeți studenții care i-am la OMA în Cluj-Napoca. În programele Google am trainuit până acum peste 3.000 de tineri și susțin asemenea traininguri și pentru diverse business-uri, corporații, dar și ONG-uri. Noi la Ad Lemonade facem PPC marketing, da, Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads, în funcție de necesitățile clienților noștri. Și bineînțeles că rezultatele le monitorizăm cu Google Analytics. Pentru astăzi am pregătit câteva topicuri pe care le vom discuta și o să fie așa ca atunci când scriu un articol în ziar, o să încercăm să răspundem la mai multe întrebări. Cine, ce, când, cum și de ce? Respectiv, cine este audiența noastră? Când interacționează ea cu site-ul nostru online, cum face asta, da, pe ce pagini intră, de ce accesează anumite informații și cum putem să creăm conținut cât mai relevant pentru audiențele targetate. De ce? Și aici sunt diverse obiective pe care le urmărim, fie că este vorba de finanțare, de susținerea unor proiecte, de conștientizarea unor cauze pe care le promovăm. Și ce mai este, cum, întrebarea cum anume, ce campanii facem astfel încât să facem ideile noastre cât mai cunoscute audiențelor targetate. Punctual, vom discuta despre Google Analytics, ce putem vedea acolo și cum setăm un cont corect. M-am uitat pe câteva site-uri ale unor ONG-uri și am văzut că în unele locuri sunt probleme de implementare. Asta înseamnă că pe care le vedeți în Analytics nu sunt setate 100% corect și ar putea să fie biasată informația de acolo. Asta ar fi primul pas. Da, să setăm corect codurile, după care, în cazul în care aveți Google Grants, da, să învățăm să corelăm contul de AdWords cu cel de Google Analytics, astfel încât să vedem foarte clar informația despre campaniile care rulează. Apoi vom trece la metricurile pe care să le urmărim în Analytics, la ce ne uităm, pentru că este un val enorm de informație care vine peste noi și trebuie să știm să-l filtrăm, să știm ce este important să extragem de acolo și, bineînțeles, dacă e nevoie să-l prezentăm mai departe către finanțatori, către alți stakeholder din proiectele pe care noi le ducem la bun sfârșit. Nu în ultimul rând, ne vom uita peste câteva rapoarte utile. Câteva rapoarte, să zic, destul de basic, care ne dau o perspectivă generică asupra ceea ce se întâmplă în site și niște rapoarte care ne pot îndruma și către niște pași concreți pe care să-i facem. Adică nu doar să ne uităm la date, ci și să le interpretăm și să luăm acțiuni punctuale. Bun. Despre Google Analytics și cum îl setăm. Cam așa arată o interfață de Analytics. Nu știu cât dintre voi aveți acces. Probabil o să discutăm la secțiunea de Q&A de la finalul acestei prezentări. În mare putem să vedem cam tot ce se întâmplă în site-ul nostru din momentul în care un utilizator inițiază o sesiune. Da, intră în site-ul nostru și începe să monitorizeze informația. Fie că este vorba despre câți utilizatori noi sunt la noi în site sau din ce zone geografice vin aceștia sau din ce browsere ne accesează, putem să vedem toate aceste informații live în contul de Analytics. Asta este, de fapt, și frumusețea online-ului, că transmite informațiile cu mult mai multă acuratețe și putem să luăm acțiuni foarte, foarte rapid față de metodele tradiționale de promovare când există un lag între campanie și strângerea rezultatelor campaniei.
Bun, cum se setează corect un cont de Google Analytics? Intrăm la linkul acesta, google.com/analytics, și aici avem butonul de sign up. Vom avea nevoie de un utilizator și o parolă pe care le setăm, după care definim numele contului, numele site-ului și cu URL-ul specific. Vom selecta industria din care facem parte, da, și reporting time zone. Este foarte important să selectați aici țara România, dacă ONG-ul este pe România, sau Statele Unite, de exemplu, dacă este un ONG de Statele Unite, pentru că toată raportarea se va face în baza acestui time zone. Da, vom vedea mai încolo în cadrul webinarului că sunt anumite rapoarte pe ore și putem să luăm anumite acțiuni în funcție de orele la care se interacționează cel mai mult cu conținutul site-ului nostru. De aceea subliniez încă o dată importanța acestui time zone setting. Bun, după ce am configurat aceste aspecte, ni se va genera automat un cod de tracking pe care noi ar trebui să îl urcăm în fiecare pagina site-ului nostru. Da? Ideal ar fi în zona de header pentru a nu avea, pentru a nu avea erori. Aici am luat un exemplu pentru a face verificarea. După ce ați urcat în fiecare pagină din site codul, puteți să folosiți extensia Chrome Tag Assistant, da? Și acesta vă va raporta dacă există codul de Google Analytics implementat și dacă el este cu roșu sau cu albastru, înseamnă că trebuie făcute corecturi. În momentul în care este verde, înseamnă că este implementat corect. În cazul celor de la Salvați Copiii, avem o etichetă albastră și dacă dăm click, vom observa că avem un note și spune code found outside of head tag. Da? Deci nu a fost implementarea standard făcută, nu este pusă în head și s-ar putea să existe diferențe de raportare între traficul care se întâmplă efectiv și ceea ce vedem în Analytics. De aici sugestia să facem implementarea standard și să ne asigurăm că avem eticheta verde, da, precum în exemplul acesta. Da? Așa ar trebui să arate ca să fie totul setat corect. Pentru cei dintre voi mai avansați care folosiți Google Tag Manager, acest cod de Analytics se poate implementa direct în Google Tag Manager. Ce înseamnă Google Tag Manager? Este practic un singur cod care se pune în site, în toate paginile site-ului și după aceea, în cadrul acestui Google Tag Manager, e ca un bucket de coduri. Nu mai avem nevoie practic de un web developer ca să urcăm alte coduri în site. Urcăm toate codurile în acest bucket numit Google Tag Manager. Da, ne asigură o gestionare mai facilă a codurilor și sărim peste pasul absolut necesar de a avea un developer care să ne implementeze codurile, da, care poate fi câteodată foarte ocupat, pot deveni diverse întreruperi și atunci sărim această etapă. Bun. După ce ne-am asigurat că am implementat corect codul de Analytics în paginile site-ului, putem să verificăm implementarea linkuirii contului de AdWords cu cel de Analytics. Da? Să spunem că am aplicat pentru Google Grants, am obținut OK-ul și vrem să începem promovarea prin Google AdWords. După cum probabil știți, prin Google Grants se pot face doar campanii de search, da? Nu putem face display sau video. Dacă doriți să faceți și genul acesta de campanii, va trebui să le faceți dintr-un cont separat. În momentul în care pornim promovarea, este important să avem legarea conturilor făcută. Astfel venim în Google Analytics, la secțiunea Admin și mergem pe sub punctul de AdWords Linking și aici vom vedea practic cum se face conectarea cu contul de AdWords. Da? Dând click pe secțiunea aceasta, alegem practic contul, da? Veți avea unul singur,
Noi avem mai multe conturi pentru că gestionăm ca și agenție o mulțime de conturi. Bifați pur și simplu contul pe care doriți să-l conectați și dați OK. Da? Se întâmplă astfel conectarea. Nu va trebui să puneți link-uri speciale pentru urmărirea campaniilor. Ele se vor face automat. Bun. Aici aveți și view-ul în care puteți să vedeți contul de AdWords, selectați On și apoi apăsați click pe Link Accounts și astfel avem conectarea făcută. Bun. Cam asta ar fi partea strict tehnică, un pic mai boring, despre conectări, link-uri și alte aspecte plictisitoare, dar absolut necesare ca să putem să urmărim cu bine rezultatele campaniilor noastre. Secțiunea următoarea vine să ne vorbească despre metricuri de urmărit în Google Analytics. La ce ne uităm noi? După cum vă spuneam, Analytics-ul are o multitudine de date. S-ar putea câteodată chiar să ne pierdem, mai ales dacă suntem la prima utilizare sau la primele interacțiuni cu acest instrument. Însă el are o putere fantastică în momentul în care știm unde să ne uităm. Și am extras pentru voi câteva puncte esențiale spre care să ne îndreptăm atenția. Unul la mână ar fi sesiunile. Da? Sesiunea înseamnă momentul în care un utilizator deschide site-ul și începe să se uite la conținutul respectiv. Da, și vedem în exemplul de pe ecran cum sunt raportate aceste sesiuni. Da? Fie ca și număr exact, fie ca și grafic, da? Ca să vedem evoluția pe zile. La ce ne ajută partea grafică? Ei bine, ne ajută să vedem spike-urile, să vedem unde sunt creșteri sau de ce nu scăderi de trafic și să putem să vedem ce s-a întâmplat în zilele respective. De exemplu, dacă am avut o campanie pe Facebook, da, am promovat o postare pe Facebook, e posibil să am acest spike. Sau, dacă într-o zi am avut probleme tehnice la site, e posibil să văd o scădere semnificativă a traficului și atunci voi ști că în ziua respectivă au fost probleme și nu s-a putut accesa respectivul site. Mergând mai departe, avem zona de users, care sunt utilizatorii, da, individuali, care au accesat site-ul meu. Vedeți că sunt diferențe între sesiuni și utilizatori. Da? Un utilizator poate să facă mai multe sesiuni. Eu, ca și utilizator, intru acum pe site-ul sambatcopii.ro, de exemplu, fie că văd reclama în Facebook sau un banner pe un site pe care citesc știrile. Intru, fac după aceea închid browserul, navighez pe alte site-uri și îmi aduc aminte că am văzut o informație interesantă pe Salvați Copii sau vreau să fac o donație și revin pe site. Da, voi fi tot un user, dar voi avea două sesiuni inițiate. Cam aceasta ar fi diferența. Bun, mergând mai departe, un alt metric la care ne uităm ar fi numărul de pagini pe sesiune. Și aici este important să vedem cât de relevant este conținutul site-ului nostru. Un număr ridicat de pagini pe sesiune poate însemna că avem un conținut de calitate, dar atenție să nu cădem în capcana de a avea mult prea multe pagini, care însemna că utilizatorii nu găsesc informația, caută o anumită informație, se uită în mai multe pagini, nu găsesc și abandonează site-ul. Da? Deci e ok să-l facem, să creăm conținut de calitate, dar să ne gândim și la user flow, la itinerariul pe care îl parcurge un utilizator în site-ul nostru până la obiectivul final. Fie că este donație, fie că este descrierea unei cauze sau completarea formularului de 2%, oricare din aceste obiective, să ne asigurăm că avem un parcurs ușor de făcut. Așa, acest metric, pages per session, merg mână în mână cu
average session duration, cu durata medie pe o sesiune. Dacă vedem că este o durată mare, da, că nu sunt numai câteva secunde, înseamnă că este un conținut relevant, că traficul care vine este relevant. În momentul în care avem, nu știu, foarte puține, 10 secunde, 15 secunde, s-ar putea, mai ales în sectorul acesta al ONG-urilor, cel mai probabil sunt probleme în paginile respective și trebuie revizuite aceste pagini pentru a reconstrui conținutul și a livra mesaje mai calitative. Bun. Acest average session duration merge din nou mână în mână cu următorul metric și anume bounce rate. Bounce rate înseamnă rata de abandon, adică câți din utilizatorii mei intră în site și ies aproape instantaneu fără să mai meargă pe alte pagini din site, fără să mai consume alt conținut al site-ului meu. Cu cât este mai mare acest număr, cu atât este mai rău pentru mine. Da? Înseamnă că nu am un conținut de calitate și oamenii ies foarte repede din site. Eforturile mele de a atrage trafic în direcția site-ului meu nu sunt în direcția cea bună și ar trebui să reconsider fie sursele de trafic, da? Fie efectiv mesajele care le trec în site. Bun, cam la aceste metricuri ne uităm overall ca să vedem calitatea traficului și engagementul pe care îl avem cu conținutul site-ului. Apoi ar mai fi încă două aspecte, tranzacțiile și goal-urile sau obiectivele. În momentul în care avem în site posibilitatea de a finanța anumite proiecte, putem seta acest e-commerce tracking, da? Adică urmărirea tranzacțiilor de e-commerce și vom vedea raportarea acestor tranzacții la nivel de surse de trafic, la nivel de campanii, astfel încât să putem tot timpul să optimizăm sursele de trafic și rezultatele pe care acestea ni le generează. Bun. Dincolo de tranzacții, am putea avea și alte obiective. Obiectivele sunt denumite goals în Analytics și ele pot fi diverse, da? De la descărcarea unui e-book sau descărcarea formularului de 2%. Sau vizualizarea paginii de contact, da, dacă cineva vrea să ia legătura cu noi, sau completarea unui formular de contact. Da, pot fi obiective diverse. Din nou, aceste obiective, odată setate, pot fi raportate la nivel micro, da, la nivel de surse de trafic, la nivel de campanii, poate chiar de cuvânt cheie. De ce sunt ele importante? Păi, sunt efectiv acțiunile punctuale pe care dorim să le urmărim în conținutul site-ului și cu cât o sursă de trafic îmi va genera mai multe astfel de goal-uri, mai multe obiective, cu atât aceasta va fi mai valoroasă pentru mine și voi ști să investesc buget, timp, resurse în direcția respectivă. Bun. Pentru cei dintre voi care folosiți donații online, este important să știm un pic cum setăm partea aceasta de e-commerce tracking. O să trec mai repede peste ea pentru că e destul de tehnică. O să primiți slide-urile astfel încât să le urmăriți pas cu pas în momentul în care vreți să faceți implementările. Bun, se merge din nou la partea de admin, la e-commerce settings. Aici veți da enable la e-commerce, după care dați click pe next. Da? Vom da enable și la enhanced e-commerce settings, da? După care vom genera codul efectiv de e-commerce care conține aceste puncte importante pe care dorim să le trackuim.
la transaction data și la item data, în care să definim tipul de produse. De exemplu, nu știu, numele proiectului, valoarea pe care o donează cineva, dacă este o valoare recurentă sau este one time și așa mai departe. Da? În acest cod se specifică efectiv ce vom trecui, se pune pe site și după ce este adăugat acest cod, vom vedea raportate în Analytics tranzacțiile făcute. După cum vă arătam și anterior, aceste tranzacții, odată raportate, putem să le conectăm cu sursa de trafic, astfel încât să știm cele mai multe tranzacții vin din traficul direct, din campaniile de Facebook sau din campaniile de AdWords prin Google Grants. Da? E important să știm aceste lucruri pentru că atunci când ne uităm la bugetele de promovare, vom ști către care surse de trafic să alocăm cel mai mult buget. Cam așa ar arăta codul care trebuie pus pe site. O să mergem mai departe. Cum setăm goal-urile? Am vorbit despre e-commerce tracking. Da? Este partea care urmărește efectiv banii, donațiile care se fac online. Însă ce se întâmplă cu alte obiective? Da? Completarea unui formular pentru 2% sau vizita la pagina de contact. Da? Aici am luat un exemplu pentru Salvați Copiii. Nu sunt clienții noștri, dar i-am luat ca și un exemplu practic în acest webinar. Un goal pentru ei în pagina aceasta ar fi efectiv downloadarea formularului, da? Completarea lui și trimiterea lui mai departe. Dar e important să știm câți dintre utilizatorii care au vizitat această pagină au și downloadat formularul. Da? Și atunci se pune practic se face un event pe butonul acesta de downloadare formular, un eveniment care se întâmplă în această pagină. Da? Iar acest eveniment va fi setat ca și goal și vom vedea în Analytics raportarea lui ca metric principal de urmărit. Urmărind o altă parte, o altă pagină, avem pagina de donații. Aici pot să fie puse goal-uri punctuale și pe zona aceasta de donație sau poate fi folosit e-commerce tracking despre care vorbeam mai devreme. Bun, cum se fac setările pentru goals? Mergem din nou la zona de admin și vedem aici la view, la coloana de view, vedem goals, vom da click pe goals și mai departe vom merge și dăm click pe butonul New Goal, unde vom putea seta obiectivele pe care dorim să le urmărim. Vedem că în acest cont urmărim average time on site, da? să fie trafic peste media site-ului. Aceștia sunt practic utilizatorii care stau în site, interacționează cu conținutul site-ului, sunt utilizatori prețioși. Pentru aceștia putem să facem și o listă de remarketing mai departe, să îi urmărim cu campanii punctuale. Apoi avem vizitatorii către pagina de proiecte. Cu siguranță aceștia sunt, o parte din ei vor și finanța. Da? Sau pot să fie chiar vizita la pagina de contact pentru cei care vor să interacționeze direct cu ONG-ul și să facă donații live. Bun, ziceam că dăm click pe New Goal, putem să dăm numele obiectivului respectiv și să selectăm tipul de obiectiv pe care îl avem. Poate fi un anumit link din site și atunci vom selecta destination. De exemplu, thank you page după ce s-a făcut o donație. Poate să fie duration, da? Și aici poate să fie o durată peste media site-ului, da? Să ne arate niște utilizatori valoroși. Poate să fie pages sau screens per session,
Da? Sau poate să fie un event, faptul că s-a dat click pe un buton de play la un video de prezentare al proiectului pe care noi îl susținem. Da? Sau pot să fie smart goals, direct din setate direct din Analytics. Ok, cam atât pe partea de goals. Dacă aveți cumva întrebări, vă rog să vi le notați și le discutăm la sfârșitul webinarului. Mergem mai departe, la zona de rapoarte. Ne-am uitat un pic peste ce metric urmărim și aici am avut sesiuni, am avut useri, număr de pagini vizitate versus timp petrecut în site. Da? Ne-am uitat la bounce rate, să vedem câți utilizatori intră și ies aproape imediat din site. Și am discutat și despre tranzacții și goal-uri. Da? Toate aceste metricuri le vom urmări apoi în niște rapoarte punctuale, astfel încât să putem să luăm și niște decizii. Da? Nu doar să aflăm informații despre ce se întâmplă în site, ci și să luăm acțiuni punctuale. Bun, real-time report. Este un raport foarte simpatic, foarte interesant. Mulți clienți îl iubesc pentru că îi dau seama ce se întâmplă în site-ul lor într-un anumit moment. După cum vedeți, aici afișează câți utilizatori sunt în site în momentul în care eu mă uit la acest raport. Da, pot să-mi arate sursele de trafic, pot să-mi arate paginile în care sunt acești utilizatori, de pe ce cuvinte au venit și din ce zone, da, din ce orașe sau din ce țări. Este util punctual ca să vă uitați ce se întâmplă în site-ul vostru, nu este însă foarte, foarte util dacă vreți să luați decizii strategice. Pentru deciziile strategice, mergem mai departe la alt tip de rapoarte și vom începe cu rapoartele de audiență. Acestea ne povestesc despre cine intră la noi în site. Știți că vă spuneam la începutul webinarului că vom discuta cine, ce, când, cum, de ce. E, la audiență, secțiunea de audiență ne răspunde tocmai la întrebarea aceasta cine. Da? Cine sunt cei care intră la noi în site. Vom vedea fluctuațiile pe zile ale traficului și aici putem să identificăm niște trenduri. De exemplu, în timpul săptămânii avem trafic mai mult decât în weekend. Da? Sau poate fi viceversa. Dar graficele acestea, tocmai asta ne indică dacă există anumite trenduri. Vom vedea și splitul pe users, new users sau returning. Dacă majoritatea traficului vine din utilizatori noi sau vine din oameni care intră în mod frecvent și revizitează pagini din site. Aici vedem metricurile despre care vă spuneam, sesiuni, utilizatori, pages per session, average time duration și bounce rate. Da, vedem în situația de față, avem un bounce rate destul de mare, de 62%, este un bounce măricel. Da, asta înseamnă că ar mai fi lucruri de îmbunătățit la site-ul acesta sau la proiectele prezentate. Bun. Avem mai departe raportul de vârste. Da, și avem niște intervale predefinite. Sunt din 10 în 10 ani. Aici putem să urmărim comportamentul fiecărui interval de vârstă și să vedem care este engagementul fiecărei decade de vârstă cu conținutul site-ului nostru. Da? Fie că este un bounce rate diferit, da? Ca în cazul acesta, cei dintre 25 și 34 au un bounce rate foarte mic, de 43%, față de cei de 45-54 de ani care au aproape dublu bounce-ul, deci sunt mult mai puțin interesați de ceea ce se întâmplă în site. La fel vom vedea trendul și la pagini pe sesiune vizitate. Da? Cele două metricuri cumva se corelează. Dacă avem bounce mic, vom avea număr de pagini
mare. Dacă avem bounce mare, vom avea mai puține pagini vizitate. Ce este paradoxal este durata medie a vizitei. Vedem 2 minute și 15 versus 3 minute jumate. Astfel, cei între 45 și 54 de ani, în momentul în care decid să stea pe site, vor sta mai mult timp și dacă ne uităm și la obiectivele îndeplinite, vom vedea că au o rată de conversie mai bună decât cei tineri. Respectiv, cei mai în vârstă sunt mai hotărâți și deschid buzunarul mai ușor în momentul în care ei convins. Dacă e să ne uităm pe sexe, din nou este un raport foarte util, în special dacă faceți promovare pe Facebook. Vă recomand din suflet acest raport. În Facebook funcționează foarte bine targetarea pe sexe, bărbați versus femei, cu poze diferite și cu mesaje diferite. În general, femeile reacționează mai bine la mesajele emoționale, bărbații reacționează mai bine la mesaje punctuale. Asta este situația, asta trebuie să faci, o faci sau nu o faci. De altfel, se vede și din rata de conversie. În cazul nostru, bărbații au o rată de conversie mai bună decât femeile. Da? La fel, se păstrează trendul și la nivel de bounce rate. Ei sunt un pic mai angajați cu site-ul nostru. Acest trend poate să difere. E important să vedeți, să vă uitați voi, să analizați traficul din site-ul vostru și să vedeți către cine rezonează mai bine mesajele voastre, femeile sau bărbații, și să plusați în direcția aceea. Bun, tot la capitolul audiențe, am fost la secțiunea demographics, acum vom merge la secțiunea interese. Cum funcționează această secțiune? Funcționează în felul următor. Avem o definire standard a Google a tuturor vizitatorilor voștri în funcție de alte site-uri pe care au fost ei, vor intra în una dintre categoriile afișate. Da? Și în funcție de comportamentul lor online, ei pot fi catalogați de către Google ca și TV lovers, movie lovers, technophiles, news junkies, etc. etc. Și vor fi raportate date de bounce rate, de pages per session sau de obiective îndeplinite în funcție de această profilare a audienței. Da. La ce vă ajută acest raport? În primul rând vă ajută la momentul în care vreți să faceți o promovare prin AdWords pe zona de display, pe zona de bannere afișate pe diverse site-uri. Puteți să luați de aici principalele categorii care rezonează cel mai bine cu mesajele voastre. Da? Și puteți să-i targetați în campanii punctuale. De asemenea, puteți să vedeți către care nu este un mesaj foarte, foarte, foarte clar și eventual să evitați genul acela de audiențe. Mergând mai departe, pe lângă affinities, vom avea in-market segments și aici se face tot o profilare automată a audiențelor de către Google în funcție de comportamentele de achiziție online sau de interese online. Vedem aici pe zona de auto, de real estate, financial, căutare de joburi, de ce nu. Da, este din nou o profilare automată care se face a audiențelor și rezultatele care se obțin pe fiecare în parte. Bun. Mai departe, am discutat despre demographics, despre interest. Ajungem la zona geografică și aici putem să vedem la location țările din care ne vin audiențele principale. Da, și să vedem toate metricurile discutate în corelație cu aceste locuri. Putem să mergem chiar la nivel de oraș, da, și să vedem ca, de exemplu, în slide-ul de față,
Bucureștiul ne atrage undeva la 36% din traficul total. Da? Deci este un focus clar pe zona aceasta de București. Bounce rate-ul este sub media site-ului, asta înseamnă că este un trafic calitativ, oamenii sunt interesați. La fel și numărul de pagini vizitate este peste media site-ului. De asemenea și durata medie a unei sesiuni este mult peste medie. Asta înseamnă că Bucureștiul este un oraș interesant pentru mine, da? Cel puțin interesant. Același trend pozitiv se păstrează și la nivel de rată de conversie, da? Suntem peste medie. Asta înseamnă că eu o să fac în continuare campanii targetate pe București pentru că este foarte clar, audiența mea se află acolo, este interesată, a și făcut acțiunile pe care eu mi le doresc în site, deci e cel puțin interesant pentru mine să mă adresez acestor publicuri. Da? La fel putem să analizăm și celelalte orașe și să vedem care nu sunt ok pentru noi, să le excludem din zona de targetare sau să nu mergem neapărat cu mesaje înspre ei. Bun. Revenim la partea de tehnologie. Putem să analizăm browserele de pe care sunt vizitate site-urile noastre, da? Și să vedem cam ce folosesc utilizatorii noștri, să ne uităm dacă avem probleme de afișare a site-ului pe browserul respectiv. Da? De exemplu, dacă folosim diacritice, s-ar putea ca pe un anumit browser să nu se vadă foarte ok. Și ar trebui să vedem aici un bounce rate destul de mare și timpul pe site foarte, foarte mic. Da? Și atunci clar ne-ar atrage atenția că sunt niște probleme tehnice de îmbunătățit acolo. După cum vă spuneam, toate aceste rapoarte ne dau niște acțiuni foarte, foarte clare în ce direcție trebuie să mergem cu site-ul, cu promovarea, cu proiectele prezentate, da? Deci nu sunt doar niște cifre puse pe tavă, ci pur și simplu niște date care ne ajută să luăm decizii clare. Bun. Tot în zona tehnologie vom vedea care este evoluția mobile-ului. Da, știți că se vorbește foarte mult că lucrurile se îndreaptă spre mobile. Într-adevăr, în zona de e-commerce, pe anumite verticale s-au ajuns deja la peste 50% trafic de pe mobil. Probabil că acest trend se va extinde pe toate categoriile de produse și pe tot traficul online. Mai devreme sau mai târziu vom deveni cu toți mobile first. E important să vă uitați la engagement-ul cu site-ul pe tipurile de device-uri, pe desktop, mobile sau tablet și să le corelați de asemenea și cu obiectivele îndeplinite pe aceste device-uri. În general, există tendința ca pe mobile să fie o rată de conversie mai mică, dar asta nu ar trebui să vă descurajeze să plusați pe zona de mobile. Din contră, mobile-ul susține foarte mult partea de desktop și în principal de pe mobil se face comportamentul de research, de zona de awareness, apoi finalizarea comenzii sau a finanțării sau a completarei formularului de 2%, de exemplu, se va face direct de pe desktop. E important să avem site-ul optimizat pentru mobil, atât din punct de vedere al userului, cât și al conversiei, să fim acolo înaintea altor competitori de noștri, da? Sau al altor ONG-uri, utilizatorii vor aprecia deschiderea către mobil și cu siguranță vom vedea și o creștere a ratei de conversie foarte, foarte rapid. Bun. Mergând mai departe la zona de achiziție, aici vorbim despre cum aducem trafic în site, da? Și vom vedea sursele de trafic, de unde vin
principalele vizite în site, pe care le vom corela cu aceleași metricuri, bounce rate, pages per session, average session duration și zona de e-commerce sau goals, bineînțeles. Urmând, ca să decidem astfel unde alocăm bugetele de promovare sau cu cine legăm parteneriate, dacă sunt diverse site-uri care ne-au recomandat, astfel încât să creștem volumele de sesiuni generate, da? Să vină cât mai mulți oameni și să susținem proiectele pentru care milităm. Dacă facem partea de AdWords Grants sau pur și simplu ne promovăm prin diverse campanii în AdWords, există o secțiune specială în Analytics de AdWords Campaigns. Vom vedea pentru fiecare campanie în parte toate aceste metricuri raportate, astfel încât să putem să ajustăm mereu rezultatele pe care le obținem. Mai există apoi un raport de search queries, care înseamnă efectiv căutările utilizatorilor. De aici ne putem da seama ce caută cei care ajung la noi pe site, da? Și ne pot da diverse idei de promovare mai departe. Zona de keywords este efectiv partea de cuvinte cheie pe care noi am selectat-o ca să ne promovăm și aici putem identifica diverse trenduri. Unele cuvinte cheie care au un bounce rate foarte bun, dar și un engagement foarte bun cu noi, sau unele cuvinte care au un bounce rate mai mare și ar trebui să le excludem, să le scoatem din campaniile noastre. Bun, ieșind din sfera aceasta a keyword-urilor, mergem către ora din zi și aici vă spuneam că pot exista diverse trenduri. Da? Putem vedea, spre exemplu, seara, un spike de trafic și o rată de conversie mai mare. Sau dimineața, între 9 și 11. Da? Depinde foarte mult de specificul audienței noastre. Aici este un raport care ne arată efectiv care sunt orele cele mai performante. De ce e important? Păi să știm la ce oră să punem postarea pe Facebook, astfel încât să aibă reach mai bun. Sau când să plusăm la bugetele și la sumele licitate în AdWords, astfel încât să ajungem la utilizatorii relevanți. Da? La asta ne ajută genul acest de raport. Dacă facem campanii cu bannere, în zona aceasta de display putem să vedem toate statisticile referitoare la campaniile noastre. Sau dacă vorbim despre video, din nou putem să vedem pe fiecare campanie în parte ce cost am obținut, câți vizitatori am adus în site, ce obiective au atins ei și să calculăm un return on investment, da, o profitabilitate a campaniei respective. De altfel, vă și recomand să faceți video campaigns atât în Google cât și în Facebook. Ele sunt foarte bine indexate atât de Google cât și de Facebook și puteți să aveți un awareness foarte bun la niște costuri foarte, foarte mici sau mult mai mici decât campaniile clasice. Mergând mai departe la zona de conținut al site-ului, putem să vedem, aici avem toate link-urile din site și putem să vedem efectiv timpul petrecut în site, bounce rate-ul pe fiecare. Dacă avem pagini unde avem bounce rate foarte mare, atunci trebuie să ne uităm la conținutul paginii respective, să vedem ce putem să îmbunătățim. Da? De exemplu, avem partea de landing pages. Landing pages respectivă reprezintă paginile prin care intrăm în site. Da? Și v-am dat aici exemplu din cadrul blogului nostru. Sunt paginile prin care utilizatorii intră în site,
putem să vedem care e bounce rate-ul, câte pagini sunt vizitate, cât au stat în medie și câți au completat formularul de contact și au cerut o ofertă în cazul nostru. La fel, avem și un raport de exit, da, care sunt paginile din care au ieșit utilizatorii, da, astfel încât să putem să îmbunătățim paginile acelea. Tot referitor la conținutul site-ului, avem și zona de site speed și ne arată cât de repede se încarcă site-ul nostru. Vedem aici o viteză de încărcare destul de mică. Ar trebui să lucrăm la conținutul, mă rog, viteza mare, ar trebui să îmbunătățim viteza mică. Da? Dacă numărul este mare, atunci ar trebui crescută viteza. Ar trebui lucrat la mărirea pozelor, la organizarea conținutului, astfel încât să se încarce mai repede site-ul. Da? Face parte din user experience și ne ajută practic să ducem utilizatorul către obiectivul final al nostru. Pentru cei mai avansați, care sunteți prezenți în acest call, există și partea de experiments. Da, aici puteți să jonglați, de exemplu, cu două landing page-uri, cu două pagini de prezentare a unui proiect, de exemplu, în care să testați fie poza pe care o puneți, sau textul, sau un buton, sau să aveți o pagină în care prezentați un proiect doar cu o poză și o altă pagină în care puneți un video. Prin intermediul experiment puteți să testați care pagina este mai de succes. Da? Și în zona aceasta de experiment puteți să setați toată partea aceasta de experimente. Așa. Last but not least, avem zona de rapoarte pe obiective. Aici ne arată efectiv ce este mai valoros pentru noi, da? Ce s-a întâmplat în site. Vizitele la pagina de contact sau timpul mediu pe site, cât au stat peste timpul mediu pe site, cât au vizitat pagina de proiecte și așa mai departe. Orice este obiectiv important pentru noi se poate vedea punctual aici. Și un ultim raport este zona de conversii asistate. Aici vedem foarte interesant cum lucrează între ele sursele de trafic. Niciodată nu o să aveți o singură sursă de trafic care este cea mai bună, este singura pe care trebuie să mergeți. Vă recomand să faceți un mix între Google, Facebook, LinkedIn, bloguri, guest posturi pe alte site-uri, bannere pe alte site-uri, you name it, combinațiile între ele și uitați-vă în acest raport de Assisted Conversion să vedeți cum conlucrează ele între ele, astfel încât să se ajute reciproc. Dar ultima coloană ne spune practic câte conversii asistate, da? Sunt conversiile care au fost ajutate de către o reclamă sau către o vizualizare dintr-o anumită sursă de trafic, au fost făcute versus o conversie directă. Da? Și aici vedem, de exemplu, la zona de display, la zona de bannere, la o comandă sau un obiectiv atins dintr-un banner, rezultă 5 obiective indirecte venite din alte surse de trafic. Da? Foarte, foarte interesant acest aspect. Bun, last but not least, puteți să faceți custom dashboards. Da? Ziceam că în zona aceasta de dashboards puteți să puneți toate rapoartele care sunt importante pentru voi și aici am făcut un custom dashboard pentru performanța din AdWords, astfel încât să puteți să vedeți la un loc rapoartele cele mai importante despre ce se întâmplă în AdWords. De exemplu, dacă aveți Google Grants și vreți să le vedeți pe toate la un loc, puteți să generați un custom dashboard. Așa arată prima parte, așa arată a doua parte din dashboard, în care să vedeți cât s-a cheltuit, care au fost conversiile, care este rata de conversie, sursele de trafic, da, care sunt organizate foarte frumos în formă de piercințică, ce campanii au rulat, din ce orașe sunt cei care au generat sesiunile și au
au atins obiectivele respective și așa mai departe. Tot ce este important pentru voi îl puteți pune într-o singură pagină, îl puteți customiza. Practic, puteți să definiți pentru fiecare raport în parte metricurile, cum vreți să afișați în formă de timeline sau în formă de pie și efectiv definiți ce anume vreți să vedeți, metricurile punctuale și dacă există anumite filtre pe care vreți să le aplicați. Desigur, aceasta este o opțiune puțin mai avansată. Dacă aveți nevoie de ajutor în setarea acestor dashboard-uri, puteți să-mi scrieți și facem un scurt call pe Skype și vă ajut cu mare, mare drag. Cam atât pentru astăzi. O să vreau să trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Madalina, Anabela, ai cuvântul să ne mediezi. Mulțumim tare mult, a fost foarte interesant și că mi-am luat o grămadă de notițe, sper că și ceilalți colegi. Avem deja câteva întrebări pe care mi le-am notat. Cum știi Analytics de pagina mea de Facebook, dacă sunt ONG? Asta e prima întrebare. Da, traficul venit din Facebook va fi raportat by default ca și facebook.com/referral. Dacă vrem să definim anumite postări, să vedem anumite postări punctuale, ar trebui să definim cu URL builder, URL builder. Îl căutați pe Google și acolo vă arată cum să definiți fiecare câmp în parte, astfel încât să vedeți din postarea cu proiectul X, am avut 1000 de vizitatori care și din 1000 de vizitatori, 10 mi-au făcut o donație. Deci folosiți URL builder, da, punctual pentru ce vreți să trecuiți separat față de traficul generic de facebook.com/referral. Mulțumesc. Știu că o să trimitem link-ul ăsta și în prezentarea numărul de follow-up. O altă întrebare este dacă un user este egal un IP? Da, în general sunt trecute IP-urile ca și useri. Mulțumesc. Bun, mai avem o întrebare. Care este cel mai adevărat număr pentru metrica paginii de analiză? Cel mai? Indicat număr, dar nu e foarte clar dacă am înțeles foarte bine întrebarea, sper că dacă nu, să vă rog să o rescrieți. Era care este cel mai adecvat număr pentru metrica paginii sau pe sesiune? Un număr... Câte pagini pe sesiune ar fi ok? Nu, cam ce număr ar trebui să fie ok pentru o pagină, cred că asta e întrebarea. Nu sunt sigură că înțeleg întrebarea. Ca și metric avem pagini pe sesiune și poate te referă la o valoare medie a numărul paginilor pe sesiune. Okay. O să rog pe colega noastră vreau să ne mai trimit încă o dată întrebare. Nici mie nu mi-e foarte clar. Uh-huh. Okay. Să știi că mai avem așa. Ce să le iau într-o ordine. Care este o rată de bounce rate reală sau care ar fi bounce rate-ul care ar trebui să ne dea de gândit? Da, e o întrebare care o primesc adesea și pentru site-urile de e-commerce sau site-urile de prezentare. O rată bună ar trebui să fie undeva în jur de 30%, plus minus. Da? Deja dacă este peste 50%, e clar că trebuie să-ți ridice semne de întrebare. Ideal ar fi undeva în jur de 30%. Am văzut și site-uri cu 20%. E minunat. Dar în zona asta de ONG-uri, cred că undeva între 30% și 50%. Trebuie să ținem foarte mult cont și de faptul că bounce rate-ul este influențat și de sursele de trafic. Da? Dacă nu aducem trafic relevant, dacă facem, de exemplu, reclamă prin Google Brands, dar folosim niște cuvinte foarte, foarte generice, gen, nu știu, pâine sau Coca-Cola, că avem foarte mult buget și nu știm pe ce să-l cheltuim, cu siguranță cei care dau click pe mesajele venite din aceste cuvinte vor face un bounce foarte mare și atunci acest lucru se va reflecta și asupra bounce-ului general din site.
Da? Deci mare atenție de unde aducem traficul respectiv și cum îl corelăm cu bounce-ul mediu al site-ului. De asemenea, variază și între sursele de trafic, dacă avem din reclame în Google Search sau din reclame în display, poate să varieze bounce-ul. De exemplu, un display e ok în bounce rate de 50-60%. Dacă e mai mult de 70%, zic, deja e problematic, înseamnă că nu fac o treabă bună. Am înțeles. Am putea ține un webinar numai despre bounce rate. Să știi că o să-mi notez și poate mai facem. Să știi că mai am câteva întrebări. Unde găsim definiția pentru fiecare affinity category din Analytics? Ar trebui să fie în AdWords Help. Okay. Dați search pe Google și trebuie să fie în Help în AdWords definite toate categoriile. E un help foarte bine pus la punct. În principiu, orice întrebare aveți despre AdWords, o găsiți acolo. Și dacă nu găsiți acolo, atunci scrieți la adresa de e-mail din contul vostru AdWords și vă va răspunde cineva specializat de la Google și vă dă link-urile necesare. Dar ar trebui să găsiți toate resursele online și gratis. Mulțumim. Să știi că mai avem întrebări și mai avem câteva întrebări. Dacă cineva a întrebat dacă poți să ne recomanzi un studiu recent despre comportamentul online al oamenilor. Dacă știi, dacă poți să ne spui... Oamenilor din România, din lume... Din România, dacă ar fi să luăm așa. Din România. În general se fac pe zona de e-commerce destul de mult. Mai puțin pe zona de ONG-uri. Sunt cei de la GPEC care postează pe pagina lor de Facebook și în site-ul lor destul de multe studii despre comportamentul utilizatorilor online. Dacă vreți să știți cumva despre utilizatorii din România, există consumerbarometer.com. Este un tool Google gratuit care arată care este comportamentul românilor cu privire la online. Găsiți foarte multe informații acolo, de la ce comportament au ca și căutare versus achiziție, informare despre diverse produse, nu știu, you name it. Găsiți foarte multe lucruri acolo. Deci consumerbarometer.com. Mulțumesc, mi-am notat, o să-l trimitem, și în e-mail-ul de follow-up. Mai avem o întrebare. Când vorbim despre viteza site-ului, care este viteza ideală de încărcare a unei pagini? Da, iarăși aici variază destul de mulți. N-aș putea să vă spun o viteză punctuală. Stați să mă uit, văd pentru un site de e-commerce, de exemplu, care, de exemplu, cele de e-commerce sunt foarte, foarte bine optimizate. One second. Să știi că dacă până cauți poți să-ți mai pun o întrebare. Da, te rog. Dacă pentru Analytics trebuie să ai musa adresă de Gmail pentru lucrare. Nu. Okay. Pentru niciun cont Google nu e nevoie numai de Gmail. Poate să fie adresă de companie, poate să fie de Yahoo, whatever. Deci pentru e-commerce este undeva la 2-3 secunde. Mulțumesc. Average load. E puțin, adică e rapid. Mai am o întrebare, să știi. Dacă vreau să mă interesez câte click-uri au fost date pe un anumit logo din site, o fac din Analytics sau prin altă metodă? Pe un anumit logo? Da, din site. Logo-ul respectiv este poză sau este link către o altă pagină? Hai să spunem că e poză, bănuiesc că se referă la o poză. Da, se poate face event. Da, iar dacă este link, se pune linkul către care duce respectivul respectiva poză, logo, ce este. Deci event, basically. Event înseamnă
Se setează un cod care se pune în site și codul respectiv primite date către Analytics și îți raportează câte clicuri se dau pe poza respectivă, pe butonul respectiv, pe videoul respectiv, pe ce vrei să urmărești. Deci să cauți online event tracking și ai toate datele acolo. Mulțumim! Mai avem încă întrebare de la Iulia Nicodin, care întreabă cum e relevant browserul în bounce rate-ul obținut. De ce influență are browserul? Da, pe browsere diferite, site-ul se afișează slightly, ușor diferit. După cum spuneam, de exemplu, dacă folosim diacritice în site, pe anumite browsere nu se văd bine diacriticele. Și bounce-ul va fi mai mare din browserul respectiv, timpul petrecut în pagină sau în site va fi din nou mai mic. Deci asta trage un semnal de alarmă că nu este ok. Și atunci ar trebui vorbit cu echipa tehnică să mai facă teste pe browserul unde am bounce foarte mare și să decide ce e nevoie să schimbăm. Mulțumesc, sper că am răspuns. Dar doamna Cecilia, mai avem o întrebare. Când analizăm un raport, câte pagini pe sesiune sunt considerate adecvate? Cred că este reformularea întrebării anterioare. Da. Cu pagini. Da. Da, iarăși vă spuneam că îmi variază. Trebuie să vă gândiți care este flow-ul ideal. Da? Câte pagini ar trebui să vizualizeze ideal un utilizator la voi în site ca să facă o acțiune. De exemplu, dacă vreți să finanțați un proiect, da? În momentul în care faceți o postare pe Facebook, puneți link către pagina proiectului respectiv. Da? În momentul în care utilizatorul dă click pe postare, intră în site, intră în pagina proiectului. De acolo ideal ar fi să dea click pe donează, da? Să selecteze valoarea de donație și să dea click pe donează și după aceea să ducă în pagina unde se introduc datele de card, PayPal, cu ce se face donația și să se finalizeze tranzacția. Da? Deci aici, în cazul acesta, ar trebui să fie trei pagini. Da? Deci nu ar trebui să ne uităm că am nevoie de 10 pagini sau 20 de pagini vizitate. Nu, trebuie să ne gândim care este flow-ul ideal și în funcție de acest flow, dacă să zicem flow ideal este de 3 pagini, atunci media ar trebui să fie de 3 pagini punctual pentru link-ul respectiv sau pentru proiectul respectiv. Sper că am fost mai clar acum. Mulțumim, sper că am răspuns. Mai avem o întrebare de la doamna Lucia Ferenț din Cluj, de la Habitat. Întreabă dacă dashboard-ul este un raport, nu-i așa? Și dacă dashboard-ul poate fi customizat, astfel încât să putem afla, spre exemplu, dacă avem un curs online pe care îl organizăm, câte persoane s-au înscris la curs direct pe site și câte doar s-au uitat și nu s-au înscris. Da, acelea se pot vedea direct la raportul de landing pages, care vi l-am arătat în prezentare. Dashboard-ul este o aglomerare de rapoarte, deci sunt mai multe mini-rapoarte puse la un loc, pe care le poți grupa după obiectivul stabilit de tine. Dacă vrei să-ți faci un dashboard numai pentru un anumit proiect, să vezi sursele de trafic de unde au venit utilizatorii care ți-au intrat pe un anumit proiect. Dacă vrei să vezi câte pagini au accesat aceștia, câte donații au dat sau nu știu din ce cuvinte cheie au venit ei, poți să construiești acest dashboard, da, care e o multitudine de rapoarte, și să îl înmânezi, de exemplu, nu știu, dacă ești finanțat de către o bancă, da? E partener cu tine în proiectul ăsta și trebuie să le trimiți, ok, uite, mi-ați dat 1000 de euro buget de promovare, iată ce s-a întâmplat cu bugetul acesta, am avut rezultatele X, Y, Z. Așa se construiește un dashboard. La asta ajută.
Dar dacă vrem să ne uităm punctual numai pe un proiect, putem să vedem și într-un raport specific o anumită informație. Un dashboard este un cumul de informații. Mulțumesc. Mai avem o întrebare. De unde știe Google vârsta vizitatorului site-ului meu? Da, este fie din profilul lui setat în Gmail, știți că atunci când vă faceți în Gmail, trebuie să-mi dați și vârsta și dacă este logat în Gmail, această vârstă se va raporta. Sau se face o aproximare în funcție de tipul site-urilor pe care le urmăriți. Da? Dacă intrați pe YouTube și ascultați Ina și după ce intrați pe un site de shopping de rochii și fuste, o să vă încadreze în female, vârsta între 25 și 34, să zicem. Da? Deci, fie din Gmail, fie din istoricul browsing-ului. Mulțumim, sper că am răspuns. Mai avem o întrebare. Putem folosi și un widget în site-ul nostru pentru adăugarea codului de tag manager? În ce sens? Nu, cred că se referă la dacă putem să adăugăm codul de analytics printr-un widget. Cred că la asta se referă prin întrebare. Nu mi-e foarte. Să trecuim ce se întâmplă cu widget-ul respectiv sau să ce anume. Google Tag Manager este un cod. Este un cod, la fel ca și Google Analytics, care se pune în toate paginile din site. Se pune în codul site-ului. Nu are treabă cu un widget. Nu știu, dacă vrea să urmărească un anumit widget ce face în site, acolo depinde de widget, ce fel de widget e. Se poate face ori cu event tracking, ori cu goal-urile. Mulțumesc, sper că am răspuns. Să știi că mai avem o întrebare de la domnul Ilie Simion, care ne întreabă ce este remarketing-ul. Da, remarketing-ul e un tip de campanie care se poate folosi atât pe Google cât și pe Facebook, prin care să urmărim cu reclame utilizatori care au fost deja în site-ul nostru. Poate vi s-a întâmplat să intrați pe Booking sau pe eMAG, să vă uitați la un hotel sau la un frigider și după aceea când citiți știrile de pe Wall Street sau de pe un alt site, să vedeți banner exact cu hotelul respectiv sau exact cu frigiderul hotel respectiv care l-ați văzut. E, această targetare se face prin remarketing. Se setează un cod în site, se creează niște liste și se adresează niște bannere specifice către listele acelea. Sunt foarte folosite, vă recomand căldură, vă ajută foarte, foarte mult, cu condiția să nu abuzați, să nu faceți exces, să spamați utilizatorii până la deci bătrâneți să vadă numai bannerele voastre și tot unde sunt. Trebuie consumat cu moderație. Mulțumim. Mai avem o întrebare. De ce uneori pe ad-urile lansate prin Google Ads sunt clicuite de persoane din afara zonei geografice targetate? Pentru că nu ați făcut corect setările la nivel de campanie. Atunci când setați location, trebuie să setați și people in my targeted location, nu și cei interested in my location. Deci e o setare care se face la nivel de campanie. Pentru că Google tinde să afișeze reclame și celor care arată interes înspre căutarea respectivă, chiar dacă nu sunt în locul respectiv fizic pe care noi îl targetăm. De exemplu, dacă eu caut hotel de 4 stele în București, da, și sunt în Milano, chiar dacă hotelul, nu știu, Ramada din București a ales să targeteze doar România, pentru faptul că eu am căutat cu București, în afara țării, e posibil să-mi afișeze reclama respectivă.
dacă eu schimb setarea aceea de campanie despre care vă spuneam, nu se va mai întâmpla acest lucru. Mulțumesc. Eu am înțeles. Sper că am răspuns. Iulia Nicotine întreabă dacă este recomandat ca landing page-ul să conțină text fără diacritice. Dacă se apreciază ok fără, dacă se apreciază ok diacriticele pe toate browserele, e ok să folosim diacriticele. Dacă nu, din punct de vedere AdWords sau SEO, desigur, contează diacriticele, însă majoritatea căutărilor se fac fără diacritice. Peste 90% din căutări se fac fără diacritice. Drept urmare, nu vă ajută foarte mult, doar dacă sunteți foarte grammatically correct, să scrieți diacritice. Înțeles, mulțumim. Cred că mai avem o întrebare de la domnul Ioan Stan. Ne întreabă dacă nu are un domeniu de adresă și un cont de Facebook, dacă poate să le atașeze la Google Analytics. Nu mi-e foarte clar. Nu e foarte clară întrebarea. Cred că da, deci se referă dacă nu are, adică dacă nu aveți site, dar dacă poți să folosești Google Analytics. Da, asta ne întreabă. Deci dacă nu am site, nu am cont de Facebook, pot să folosesc Google Analytics? Pentru pagina de Facebook nu se folosește Google Analytics. Analytics-ul este pentru site-uri sau pentru aplicații mobile. Pentru pagina de Facebook aveți Facebook Insights. Este tool-ul de raportare de la Facebook care vă arată performanța postărilor, vă arată cine este audiența care interacționează cu pagina dumneavoastră, din ce locuri, câte like-uri ați primit și așa mai departe. Dar nu vă arată bounce rate sau timpul pe pagina de Facebook și alte metricuri din Analytics. Deci aveți nevoie de un site sau de o aplicație. Mulțumesc. Se poate, se întreb așa pentru mine, se poate pune codul de Analytics pe un, dacă avem, spre exemplu, un blog pentru organizația noastră, avem un blog pe WordPress? Sigur, e chiar recomandat. Până în acest moment nu mai sunt întrebări, am citit toate întrebările. Dacă mai aveți acum întrebări pentru Anabela, vă rog să ne le puneți pe chat. Lăsăm o ultimă rundă de întrebări. Dacă nu mai sunt, știți că o să ne apropiem de final, de finalul acestei întâlniri. Dacă vă mai vin întrebări, vă rog să ne le lăsați, să ne scrieți și vă răspundem în cel mai scurt timp posibil. Răspundem, cu mare drag, sigur. Anabela, îți mulțumim tare mult pentru timp și pentru că ai voluntariat expertiză și timpul tău pentru noi. Îți mulțumim tare mult. Cu mult drag, e o bucurie și sper să fie folositoare informația pe care am livrat-o. Știu că e mai tehnică, de obicei Analytics este mai boring decât alte subiecte, dar am încercat să-l fac cât mai entertaining posibil. Și dacă mai sunt întrebări, aveți adresa mea de e-mail în prezentare, scrieți-mi un rând de text cu întrebarea și vă răspund cu mare drag. Mulțumim tare mult și știu că primești felicitări pe chat. Îți mulțumim tare mult. Să știți că am lăsat un formular de feedback la finalul acestui webinar, așa că o să mă grăbesc să închid webinarul ca să nu vă pierd, înainte să nu ieșiți înainte de să completați formularul. Anabela, îți mulțumesc. Ne vedem online la următorul webinar. Mulțumesc, Madalina. O seară frumoasă tuturor. Vă salut! Mulțumim! La revedere! Pa, pa!